Alertă în Gorj, epidemia de rujeolă a afectat și copii, dar și adulți. În ultimele săptămâni, numai puțin de 15 cazuri au fost înregistrate la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean din Târgu Jiu. În prezent, doi bebeluși se află internați în secție, însă starea lor de sănătate evoluează spre bine. Nevaccinarea micuților împotriva rujeolei poate avea urmări grave. După alerta la nivel național și în Gorj au fost înregistrate primele cazuri de rujeolă, numai puțin de 15. Medicii trag un semnal de alarmă. Până în prezent, în secția noastră s-au prezentat și au fost spitalizați un număr de 15 copii. Am avut, paradoxal, am avut chiar și două cazuri de adulți. Toate persoanele care practic au făcut boala au fost persoane nevaccinate. În prezent, doi copii mai sunt internați în secția de boli infecțioase. Medicii recomandă părinților să-și vaccineze copiii. Asta deoarece dacă se îmbolnăvesc de rujeolă, copiii pot suporta complicații grave ale bolii. În prezent mai sunt doi copii care sunt internați în momentul de față. Marea majoritate au fost externați zilele trecute. Evoluția a fost forme medii și ușoară de boală, fără complicații. Vaccinările trebuie să fie făcute întotdeauna conform programului anual de vaccinări care se face. În cazurile în care există unele situații în care nu pot fi vaccinați copiii care sunt cu afecțiuni acute în momentul perioadei în care se efectuează vaccinarea, acei copii trebuie urmăriți și cu proxima ocazie, așa trebuie din nou vaccinați. Anul trecut, la nivel național, au fost confirmate 1969 de cazuri de rujeolă în 33 de județe, iar dintre aceștia 9 copii au decedat, 3 având vârste mai mici de un an.